Bine ați venit la Căminul Cultural și MANT. Ne întâlnim astăzi să protestăm civilizat împotriva gazelor de șist, care se găsesc, din păcate, și în acest perimetru EX6 Curtici, din care și Comuna și MANT face parte. Înainte ca invitații de aici, domnul Dimitrie Muscă, primarii și preoții, să vă vorbească, pentru a ne destinde puțin, urmează lucruri grave pentru această țară pe care noi le vom spune și tot noi vom încerca să apărăm această țară. Cum spuneam, vreau să vă destindeți puțin și am invitat aici formația de dansuri Carofița a Căminului Cultural din Șimani. Thank you.
cultural din Șimand, coordonată de Florica Nodi. Felicitări, domnule primar, felicitări, domnule viceprimar. Înainte de a da cuvântul gazdei noastre, domnului primar Florin Dema, aș vrea să le mulțumim invitațiilor de aici. Vreau să încep cu domnul primar Nicolae Anițe de la Curtici, domnul Ioan Guzman, economist, domnul inginer doctor Dimitrie Mustă, directorul nominatului Agroindustrialului Curtici, dragul noastră domnului primar Florin Dema, domnul Ioan Mencea, primarul comunei Macea, domnul primar Vidran de la Zimandul Nou, domnul viceprimar Para Mircea, părintelui Para Leonte de la Șimand, părintelui Gheorghe Morar de la Parohia Ortodoxă Macea și părintelui Goste Gabriel de la Șimand. Ne-am adunat astăzi aici cu un scop extrem, extrem de important și înainte de a da cuvântul domnului viceprimar, aș dori să vă reamintesc că noi, pe lângă aceste discursuri, venim și cu aceste liste pe care dumneavoastră, dacă aveți binevoința, vă rugăm să le semnați. E foarte important, legea spune o singură dată. Dacă ați fost la Curtici, la Macea sau la Sântana, unde ne-am întâlnit până acum, sau dacă ați găsit aceste liste la primăria Șimand sau la alte primării, aviz celor din Macea și așa mai departe, vă rugăm ca la Șimand să nu le mai semnați. Locuitorii comunei Șimand sunt rugați frumos să semneze aceste liste, sunt acolo voluntarii noștri și nu vreau să lungesc vorba. Domnul primar Florin Dema, aveți cuvântul. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc în mod solemn că ați dat curs invitației noastre, să vă felicit pentru că în această zi sala este plină. În primul rând, mă bucur că suntem toți prezenți aici și suntem solidari pentru ceea ce noi toți în corpore spunem nu exploatării gazelor de șist. Din cele mai străvechi timpuri, noi românii am luptat pentru acest pământ sfânt. Noi am apărat acest pământ cu prețul vieții. Moșii și strămoșii noștri ni l-au predat așa cum îl avem noi astăzi aici. Au trecut peste noi imperii. Imperiul Roman, Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic, dar noi am rămas aici de veci stăpâni, în această țară. Conducătorii noștri, atunci când ne-a fost greu, și aș vrea să-i număr Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, au apelat la talpa țării, adică la țăranul român. Țăranul român, atunci când a fost chemat și a apărat glia și patria străbună. Și niciodată n-a uitat să-și apere acest pământ sfânt. Atunci când se terminau războaiele pentru vitejia lor, ei erau recompensați cu pogoane de pământ. A venit însă cel mai crunt, cea mai cruntă dominație, Partidul Comunist Român, care a confiscat oamenilor demnitatea, averile, pământurile. Dar românul a avut mereu speranța că va fi mai bine. În anul 1989, în 17 decembrie, românii au luptat pentru demnitate, pentru libertate. În urma acestui eveniment, oamenii și-au primit înapoi pământurile. Astăzi am un moment de frustrare. Mi se pare că a venit la putere Partidul Comunist Român. Astăzi, când noi nu ne putem apăra proprietatea, când unii vor să intre cu papucii pe proprietatea noastră, care statul român o ocrotește și garantată prin Constituție,
Acest pământ, care din punctul nostru de vedere, din Ardeal, este cel mai roditor. Noi, astăzi, locuitorii comunei și mande, în proporție de 90% facem agricultură. Din păcate, localitatea noastră, din punct de vedere al fabricilor, este foarte, foarte scăzut, pentru că locuitorii comunei și mand merg să lucreze în altă parte, la Curtici, la Sântana, la Chișinău, Criș. Noi și Ziman, bineînțeles, completează domnul primar, majoritatea la Ziman, da. Îi mulțumesc pe această cale pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat. Noi, locuitorii comunei Șiman, după cum am spus, facem agricultură în proporție de 90%. Avem oameni extraordinari, niște profesioniști, cum ar fi Lucian Cordoș, domnul inginer Horin, domnul inginer Andrei Mance, domnul inginer Sârb și alții. Domnul Dudan, niște profesioniști și pe lângă ei și noi încercăm să ținem pasul. Aș vrea să dau timpul înapoi și să spun că în anul 1993 jucam fotbal la frontiera Curtici. Pe atunci, acea formație de fotbal era sponsorizată de nimeni altul decât domnul director Dimitrie Muscă. Erau la început și, mergând la antrenament, ni se aduce o veste tristă, domnul director are un accident. Și, după lungi zile de spitalizare, cineva de la Combinatul Agroindustrial Curtici îmi dă niște poze să arate la domnul director cât erau cartofi, grămezile de cartofi. Vă dați seama ce profesionist era, pentru că nu putea să meargă pe câmp, a trimis inginerii să fotografieze grămezile de cartofi cât erau de mari. Atunci mi-am dat seama ce profesionist este. Noi toți avem datoria să fim alături de acest om și să-l sprijinim din toate punctele de vedere. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și dau cuvântul lui domnului director Dimitrie Muscă. E plăcut, probabil că și această formație de dansuri v-a făcut să veniți în număr cât mai mare, părinții copiilor, a fost o atmosferă distinsă și plăcută. Oameni buni, ne aflăm aici astăzi. Am fost cei care suntem aici în fiecare duminică în câte o localitate și vom merge în alte localități până prin data de 6 aprilie, când probabil vom ieși la nivelul Aradului și vom face un meeting pentru a spune categoric nu, nu aveți voie să intrați peste noi. Nu aveți voie să intrați să ne otrăviți. Nu aveți voie să intrați să distrugeți ceea ce avem mai sfânt, cum spunea primarul. Pământul acesta care astăzi este prețuit încă puțin și alții vreau să-și bată joc de el. Pământul acesta ne ține pe toți. Fără pământ n-ar exista viață, n-am putea trăi, n-am avea mâncare. N-am avea mâncare și n-am avea apă. De ce vor să intre oamenii aceștia? Pentru că scopul nostru este să vă informăm pe toți, poate care n-au citit sau n-au văzut toate filmele despre ceea ce vor să facă sau ceea ce se va întâmpla în condițiile în care cei care exploatează aceste gaze de șist vor distruge, ne vor otrăvi. Și trebuie să știți toată lumea, pentru că majoritatea dintre dumneavoastră, probabil că 100% aproape, aveți o palmă de pământ. Unii un hectar, alții două, alții nouă și așa mai departe. Important este că chiar după un hectar de pământ se poate trăi. O familie până la urmă poate să trăiască, are mâncare asigurată. Acești domni vin peste noi. Au luat primarii la rând. Și s-au dus peste primarii cam puțin în forță. Sigur, primarii fiind ai comunei, trebuie să-i primească pe oricine și să stea de vorbă cu ei. În cazul Curticiului, s-au dus la primar și a spus dăm listă de cum sunt împărțite pe parcelele de pământ pentru fiecare. Și primarul a spus eu nu le-am, sunt la directorul de la Curtici, la Muscă. În momentul când au venit la mine, le-am spus un singur lucru.
Nu am timp pentru voi și nici nu voi avea vreodată timp pentru voi. Suntem oameni pașnici, suntem oameni normali. Ne ducem zilele cum putem, unii mai bine, unii mai greu, unii mai ușor. Dar nu se poate ca acești oameni să intre peste noi. Așa să fie ce a fost soldat. Pentru că o să vă încerc să vă explic, uitați-vă dumneavoastră aici, cam ce se întâmplă în condițiile în care acești oameni vor intra peste noi, peste pământul de dumneavoastră. Ei intră cu orice preț voiau să intre, nu contează dacă îi lași sau nu lași. Au venit și ne-au făcut hârtii în scrisuri în care a spus: atenție, noi intrăm să ne facem treburile noastre, prospecțiunile, după care voi vă veți putea relua lucrările în Egipt. Domnilor, primul lucru ne spune Constituția: nu aveți voie să intrați, pentru că pământul este garantat de Constituție și spune: nu pot să intri pe terenul niciunui dintre dumneavoastră numai cu acordul proprietarului de teren. Și atunci mai vin ei, pe câte unii încearcă să îi adevenească, să le spună: uite, îți plătim, îți cumpărăm hectarul de pământ sau cât ai de vânzare, cu un preț mai mare decât prețul care se circulă astăzi. Oameni buni, hectarul de pământ nu este 4, 5, 7 mii de euro cât se vinde astăzi. Dacă peste tot în Uniunea Europeană hectarul de pământ este de la 50 de mii de euro în sus. Vă rog să mă credeți și vă spun cu o dată convingerea, pentru că am umblat toată Europa asta și destul de mult și toată lumea și știu ce este. Hectarul de pământ la 50 de mii de euro nu este mult plătit. Aceasta va fi valoarea pământului dumneavoastră în 2, 3, 5 ani. Pământurile se uniformizează, prețul pământurilor se uniformizează și în România, ca la fel în toată Europa. Nu are cum să fie mai puțin. Mai mult, aș vrea să vă spun că noi, România, avem niște pământuri deosebit de bune. Bune, bune, bune. Eu am fost, am văzut, știu ce înseamnă asta. Potențialul care noi îl realizăm și care îl avem în această zonă este extraordinar. Ia uitați-vă dumneavoastră aici. Deci, gaze de știți pe care actualmente ei spune: nu, nu mai avem gaze de știți pentru că s-au speriat. L-am amenințat pe unul că dacă îl prind cu pe câmpurile noastre cu mașina, o să rămână oasele acolo. Sigur că nu o făceam decât i-am spus totuși cine suntem noi românii, să aibă în vedere. Și văzând cât suntem de porniți împotriva lor, eram chiar în primărie de la Curtici și Martor este primarul, când ne-a spus: domne, acolo o să te lovesc cu mașina și tu o să fii vinovat. Uitați-vă ce fac. Aceasta înseamnă exploatarea gazelor de șist. Asta înseamnă o sondă. Sonda vine în jos, forează circa 3-4 km adâncime. După ce forează adâncime, o iau și o forează orizontal. Și merge cât a mers aici, 3-4 km, exact așa merge și în orizontal. Deci de aici, după care merge orizontal. Ce se întâmplă? În momentul când aici bagă apă cu presiune de peste 1050 de atmosfere, vă dați seama. Această apă este încărcată cu substanțe chimice. Nu pot să vă spun o cifră exactă cât este, dar substanțele chimice se spune că sunt de la 250 la 500. Sunt lucruri care sunt ascunse de ei și care nu avem acces la ele. Cercetătorii care au avut acces cât de cât spuneau că sunt substanțe deosebit de toxice, cancerigene și produc o grămadă mare de boli. Mare grămadă de boli, în special cancerul care este cel mai la modă la ora actuală. Inclusiv cianură. Dacă aici se sparge roca, gazele deși sunt poziționate la adâncimea aia de 3, 4, 5 km până la 8 km în adâncime, în niște șisturi bituminoase. Acolo sunt gazele. Când le lovește cu această 1054 de atmosfere, vă dați seama că să umfli roata unui camion îți trebuie 3-4 atmosfere. Vă dați seama ce înseamnă să ai peste 1000 de atmosfere. Sparge roca, sparge pământul. Vrând nevrând, gazul se va colecta
după aceea, pe conducta aceasta care s-a fost, o iau pe această sondă. Dar obligatoriu, nicio tehnologie nu poate stăpâni. Se spune că între 7 și 8% din gaz iese prin pământ. Și astea sunt particulele de, sau firele care se creează de gaz și care iese. Gazul nu poți să-l ții nici în beton, nici în nimic. Gazul se duce, trece prin pământ foarte ușor. În momentul când trece prin pământ, antrenează de aici, uitați-vă, astea sunt metale, metale grele, metale deosebit de periculoase, cadmiu, arseniu, plumbu, metale din nou foarte, foarte toxice. Aceste metale împreună cu gazul care vin, iată, ajung până la nivelul ăsta. Aici ce este? Pânza de apă freatică. Trecând prin pânza de apă freatică, automat și ajunge, n-are cum să nu ajungă, pentru că apa circulă, doar dacă este ținută într-un recipient, într-un bidon, în ceva, nu circulă. Apa în pământ circulă liber și nimeni, absolut și nimeni, nu poate stăpâni, decât minciuni. Decât minciuni și aș vrea să vă spunem cu toată sinceritatea să nu vă lăsați păcăliți. În momentul când a ajuns aici la apă și a infestat apa, apa vrând-nevrând se duce în sus mai departe până la apa de suprafață. Această apă, așa cum am spus, antrenează tot ce este rău, tot ce este, inclusiv radiațiile, inclusiv acele metale radioactive care vin. Ajung aici la nivelul unde sunt plante, pop, iarbă și animale la suprafața pământului și care, uitați-vă cum arată, aici se risipesc în aer și în atmosferă. După care, din nou, vor cădea pe pământ, intră în circuit și circuitul acesta este sigur că va fi deosebit de otrăvitor. Să arătăm undeva într-un filmuleț cum a ars zăpada. Oare deja ars zăpada? Știm ce este zăpadă și totuși zăpada a ars. Rădăcinele anumitor plante. Porumbul merge rădăcina porumbului până la 2 metri în jos. Rădăcina la lucernă merge 10 metri în jos în profunzime. Ajunge și infestează aici. Pentru că toată lumea să spună, știți, nu o să mai bem apă din pământ, o să bem apă minerală. Dar se infestează și iarba și pomii și toată cultura și tot ce mâncăm noi. Și animalele și toate alea. Și atunci nu putem fi stăpâniți decât... Ia uitați-vă aici. Aici este ceea ce a spus, a venit o comisie de la mediu și a spus, domnule, nu este infestată apa noastră. Nu este, atunci poftim bea și îmi dau un pahar de apă de la robinet. Și n-au vrut să iasă bea un pahar de apă. Gândiți-vă dacă apa la robinet, ceea ce vedeți aici, arde. Arde. De ce arde apa? De ce arde? Apa care conține aceste impurități, dacă noi o luăm și o bem în organismul nostru, dacă plantele o iau, dacă animalele o iau, nu este toxică, nu este otrăvitoare. Viața și așa este destul de chimită uneori. De ce să-i lăsăm să ne chimie? Pentru că sunt în joc mulți, mulți, mulți bani. Nu știm cât. Cantitățile de bani sunt incomensurabile. Sunt unul dintre cei cu care m-au provocat să mă duc să mă întâlnesc cu ei și nu mi-au spus când de bani, dar că voi fi foarte mulțumit, eu. Spus, nu este cazul și n-am vrut să mă întâlnesc cu ei. A fost o directoare care m-a provocat și care m-a solicitat ori în Bucapesta, ori în București, ori în Timișoara sau oriunde sunt, doar să mă duc să ajung la o discuție. N-am vrut. Încearcă, peste tot încearcă. Asta este condiția lor să găsească crăpături, fisuri la oamenii care să poată să pună botul, la oameni care să fie, să ademenească cu o sumă de bani și, sau cu alte interese, sau să le spună că nu știu ce va face minuni în localitățile dumneavoastră. Nu se poate. Sunt mincinoși. Pentru că acum văzând și v-am explicat ce înseamnă gazele de șist și cum se antrenează toate astea și cât rău ne pot face. La fel de cum vă spun, că trebuie să vă spun, această pânză de apă freatică. De aici se ia apa cu care se amestecă cu acele substanțe chimice și se face aceste fracturări sau lovituri. La o sondă, ca să reprezintă o sondă, la o sondă se fac 18-20 de lovituri, 18-20 de fracturări. La fiecare fracturare din asta se poate băga până la 4 milioane de litri de apă. Oameni buni, ne ia apa freatică, ne ia apa care nu mai avem să ajungă la plante, ne ia apa și o otrăvește, apa după aceea ajunge sus. Apa care ajunge sus, v-am spus cât rău poate face.
Deci nu trebuie să ne lăsăm ademeniți de acești oameni. Ce mai spun? Ei la ora actuală spune, nu mai vrem gaze de șist, pentru că a văzut reacția noastră foarte dură și foarte urâtă la adresa lor, vehementă chiar. Și a spus, nu, doar să căutăm țiței. Domnilor, în zona noastră, în acest perimetru, și o să vedem și harta, o să vedem și harta, în zona noastră petrol nu mai există. S-au scos petrolul până în 1989. Românii au tras dincoace de graniță, ungurii au tras dincolo de graniță. Și a venit de la Șandra, de la Lovrin, Pecica, toate schelele de petrol care au fost aici și s-a scos țițeiul. Nu este țiței. Dacă exista țiței, în condițiile în care era acea concurență, ungurii dincolo și românii dincolo, să scoată țițeiul, nu mai rămâne, nu lăsa Ceaușescu atunci sau cine a fost până în 89 și nu deja, pentru că aveam nevoie de țiței. Deci sunt minciuni, ne mințesc. Nu au niciun Dumnezeu pe acest pământ. Vin și găsesc fisuri între noi, între oameni. Și repet, vreau să cumpere pământul, vreau să ademenească pe unii sau pe altul. Vă rog frumos, fiți tari, informați-vă pe cei care n-au fost, pe prieteni, pe vecini, pe neamuri, toată lumea să știe. Nu suntem oameni nebuni, nu că n-avem ce face duminicile și umblăm dintr-o comună în alta, dintr-o localitate în alta. Vrem ca dumneavoastră, cei din localitate pe rând, să fiți informați, să știți ce ne așteaptă. Și dacă spunem toți hotărâți nu, categoric nu. Atunci când vor veni și vor intra cu forța, pentru că au intrat în câteva zone cu forța, spune clar legea, noi putem opri nici pe drumurile publice, nici pe drumurile agricole. Dar oamenii buni, niciodată nu vor putea să pună o palmă o palmă de om sau un picior de om pe pământurile dumneavoastră sau ale noastre sau în oricare. N-au voie, nu îi lăsăm, sunt ale noastre. Ne ținem și ne câștigăm pâinea și traiul zilnic din acest pământ. Pământurile și producțiile vor crește, tehnologiile se îmbunătățesc. Cine are pământ va avea bani. Ia uitați că spune onor guvern. În fiecare an a crescut suportul agriculturii. Anul 2013 a avut cel mai mare aport la agricultura, la creșterea PIB-ului, la creșterea veniturilor. Cu toate acestea, sigur că nu ne protejează. Noi cei care suntem aici, aș vrea să vă spun încă un lucru, pentru că nu vrem să dăm niciodată altă conotație acestor întâlniri. Nu ne interesează niciun factor politic. Nimeni. Poate să fie și din partidul care va fi peste 5 ani și din partidul care a fost acum 5 ani sau cel de astăzi. Nu discutăm de partide, nu discutăm politic. Dacă am discutat politic și am dat anvergură politică, primare sunt de toate partidele. Toți am făcut consensul și toți ne înțelegem, avem o singură cauză, să ne apărăm pământul. La noi vin și de noi să-l lovesc prima dată. Pe zona noastră de activitate nu poate să intra. Și le-am spus clar, domnilor, ne punem acolo combinele, ne punem tractoarele, ne punem oamenii. Dar oamenii trebuie să fiți și dumneavoastră. Oamenii trebuie să fie toți cei care suntem locuitorii acestor zone. Pentru că noi câțiva singuri primari sau conducători de asociații nu putem. Este nevoie de voința dumneavoastră și de participarea dumneavoastră. Și n-au ce să facă. Ne dă voie legea să spunem categoric nu. Categoric ieșiți afară. Treceți pe drumul, dar pe piciorul nostru, pe hectarul de pământ al nostru, nimeni n-are voie să pună nici tractorul lor și mașina lor și așa mai departe. Aceste fenomene sunt criminale. Aceste fenomene ne otrăvesc viața. Și o să vă întrebe și pe dumneavoastră, copiii dumneavoastră, peste câțiva ani de zile, dacă îi lăsăm. Băi, fraților, ce ne-ați lăsat? Ce ați lăsat pentru copiii dumneavoastră? Spunea un primar de la Dorobanț, noi nu vrem să facem aici deșert și să creștem cămile. De ce cămile? Pentru că ea are cămila cocoașă în care ingerează cantitate mare de apă și poate să meargă mult fără să bea apă. Iată-o. Uitați, stop deșertificării. Asta se întâmplă. Ori, oameni buni, asta s-a putut face acolo în America, unde sunt 5 locuitori pe 200 de hectare.
Deci o populație foarte, foarte puțină pe kilometru pătrat, ca densitate. Acolo au putut să-și permită americanii să facă, i-a luat pe aia 5, i-a mutat în altă zonă, poate le-a despăgubit. Mai mult, acolo, gazele sunt ale lor, ale și bogățiile de subsol sunt ale proprietarului de teren. La noi nu, la noi bogățiile sunt ale statului. Sigur, le lăsăm ca așa este și nu discutăm acum ce se întâmplă. Discutăm de ceea ce avem. Dar, atâta timp cât în țări ca Germania, a spus categoric nu, Franța a dat lege, a spus nu, Bulgaria s-a dus și a spus noi protestăm alături de români, pentru că dacă se infestează România, pe sub Dunăre trece și infestează și pământurile lor. Și atunci nu este normal să intervenim și noi atunci când este cazul. Poate nu va fi cazul. Poate întâlnirile pe care noi le facem, acești care suntem aici și ceilalți încă primari, pentru că mergem și cu rândul, nu fiecare duminică toți. Mergem acolo, dar și ei, probabil că văzându-ne și văzându-ne că sunt uniți, își dau seama că au de lucru cu niște oameni hotărâți, cu niște oameni decenți, cu niște oameni care știu ce vor de la viața aceasta. Și atunci probabil că ne va fi mai ușor. Dar ne va fi mai ușor, repet, împreună cu dumneavoastră. Nu ne batem cu ei. Nu ne dăm în cap. Nu dăm cu piatra după ei. Așa cum am spus, nu lăsăm să se învrăjbească și să se facă implicații de altă natură, să fie oameni care provoacă scandalul. Nu! Nu mai pașnic vrem. Dar nu îi lăsăm pe pământul nostru. Sub nicio formă nu îi lăsăm să intre. Și nu o să aibă ce face, pentru că noi știm de ce suntem acolo. Noi suntem acolo să ne apărăm ce avem. Și este al nostru, nu al lor. Până la urmă se vor duce. Probabil că vor lua și altă amploare mai mare, la nivel de țară, pentru că oamenii buni, dacă punem, aici este harta Aradului, cea care este pusă pentru a fi prognozată, a fi explorată și exploatată. Uitați-vă ce înseamnă țara. Asta este țara, harta țării românești. Tot ce este hașurat înseamnă că reprezintă o altă companie care va intra să exploateze. Aici este Marea Neagră. Oameni buni, uitați-vă că în mare ne rămâne numai Arcul Carpatic. Și în centrul Arcului Carpatic este dată să fie exploatată. Sunt date avize de către Agenția Națională a Resurselor Minerale. Sunt date avize. Dar, repet, se spune oriunde și în Constituție, numai cu avizul proprietarului de teren. Dumneavoastră sunteți proprietari de teren și putem spune categoric nu. Dă-mi băie, ca să le arăt harta cu județul. Cu... Pentru că aici se spune perimetrul EX Curtici, EX6 Curtici. Aș vrea să vă spun că nu este Curticiu, s-a dat denumirea ca centru. Dar uitați-vă, Șiman, Olari, Sântana, Andrei Șacuna, Ziman, Zimancuț, Livada, Sălean, Aradu, Turnu, Variaș, Sunt Paul, Variașul Mic, Iradu și Dorobanț, Macea, Curtici, Șofronia și Aradu. Iată, este cea mai bună zonă. Nu știu, nu vreau să zic cuvinte mari. Poate că nu-i întâmplător că s-a de zona noastră, dar noi, v-am arătat harta că toate este împestrizată. Dar noi cei de aici, din zona asta, suntem zona cu cel mai mare potențial agricol. Avem un potențial care încă nu l-am exploatat. Avem un potențial mult mai mare decât am realizat noi până astăzi. Dar totuși, eu consider că atunci când chiar și acel câștig pe care la Curtici oamenii primesc 1500 de hectare, de kilograme de cireale de pe un hectar de pământ, pot să țină animalele și să aibă doi porci și găinile și să aibă pâine asigurată, ceea ce este un lucru mare, numai dintr-un hectar de pământ. Nu avem voie să-i lăsăm. Depinde de dumneavoastră, vrem să avem o colaborare cu dumneavoastră directă și foarte aproape. Sigur, fiecare localitate prin primarul care îl are și viceprimarul care îl are. Același lucru se întâmplă, deci cum este în Șiman, este în fiecare localitate cu primarul respectiv. Iar noi ne adunăm de fiecare dată, la fiecare scânteie, ne adunăm. O să vă spună domnul Guzman ce am întreprins deja ca să ne fie mult mai ușor. Pentru că a ne bate doar de unii singuri este greu. Repet și am spus, interesul banului este lucrul dracului. Nu știm cât se circulă, câți bani sunt la mijloc, dar probabil că sunt foarte mari.
foarte, foarte mulți bani, pentru că vreau cu orice forță să intre. Oameni buni, un hectar de pământ din ăsta le exploatează 5-6 ani, nu mai mult. Dar l-au distrus, pentru că nu mai crește iarbă, numai că nu mai avem iarbă. Iar tot ce mai crește este otrăvit, pentru că nu mai avem apă. Iar tot ce crește va fi otrăvit. Nu vreau să vă țin mai mult. Este duminică, vă las, mai sunt și colegii mei care vor să mai vorbească. Deci cam acest lucru aș vrea eu să pricepeți dumneavoastră și să ne dăm mâna toți, pentru că interesul este comun al lui toată lumea. Nu suntem unii mai îndreptățiți decât alții. Tot până la urmă avem același asta. Dar copiii dumneavoastră vă vor întreba, voi ce ați făcut? Voi ce ne-ați lăsat? Pentru că astăzi avem ceva de la bunicii noștri și de la părinții noștri. Ce lăsăm copiilor noștri? Vă mulțumesc!